Bună seara și bine v-am regăsit în fața micilor ecrane, estimații telespectatori. Ieri la Chișinău s-a desfășurat masa rotundă organizată de Asociația Obștească Comunitatea Watchdog Mede cu tema politicile publice locale în domeniul infrastructurii rutiere și pietonale din municipiul Chișinău despre eh, aceste aspecte ne-am propus să discutăm în cadrul emisiunii de astăzi Reflector eh, analitic împreună cu Nicheta Țurcan consilier PSRM CMC, bună seara și bună bine seara. ați venit și domnul Valeriu Pașa manager de programe asociația obștească Comunitatea Watchdog. Eh, punct medie. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Domnule Pașa, la această masă rotundă care s-a desfășurat ieri la Chișinău au fost reiterate o serie de probleme ce ține de transport, ce ține de uh, infrastructură rutieră și pietonală. Uh, pentru început, pentru a face claritate în cele ce au fost discutate acolo, vreau să vă întreb cât de deschise se dovedește a fi administrația publică locală raportată iată la aceste probleme. La sigur le-ați făcut o invitație, la sigur... Le-am făcut o invitație și nu numai, deci este un proiect scurt, mic, da. pe care ne-am încăpățânat să-l implementăm la Asociația Comunitatea Watchdog, pornind de la importanța și impactul economic pe care îl are situația din infrastructura rutieră și pietonală asupra orașului. Da, deci străzile noastre sunt uh, temeiul fie a bunăstării, fie a sărăciei, uh, sunt baza fie a dezvoltării, fie a rămânerii în urma Chișinăului. Da? Sunt cam principalul element. Uh, de aici pornește și situația transportului public, de aici pornește, uh, ajunge chiar și starea emoțională a cetățenilor, nivelul de cheltuieli, pierderi sau economii pe care le au cetățenii și, într-un final, bunăstarea și a bugetului public municipal. Să spunem că nu am prea avut parte de deschidere din partea direcțiilor municipale, ar fi, cred că, puțin, până la faptul că le-am înaintat o serie de scrisori elementare prin care am solicitat informații statistici, informații de ordine general privind situația străzelor din Chișinău, Întrebări elementare de genul să ne dea informații pe care este suprafața carosabilă a fiecărei străzi din Chișinău și a drumurilor locale din care leagă suburbiile Chișinăului între ele sau cu orașul Chișinău. Nu am primit răspuns nici măcar la asta, am întrebat prin planificarea modul în care se planifică cheltuielile pentru întreținerea și reparația a fie curentă, a fie capitală a străzilor și lucruri elementare. Uh, nici din partea primării, nici din partea direcției uh, transport și căi de comunicație, nici din partea uh, Regiei municipale ex. nu am primit niciun răspuns, chiar dacă legea îi obligă să răspundă la astfel de scrisori, în baza legii prin accesul la informații. Pentru evenimentul de ieri, uh, am invitat autoritățile municipale, atât din Consiliul Municipal, cât și din executiv, aceleași direcții, în principal, care ne-au interesat, este Direcția Generală Transport și Căi de Comunicație și Regie X-Drupo. De la direcție au delegat o persoană responsabilă de domeniul transporturilor, pe când noi vorbim despre drumuri și, și trotuare, o persoană care nu era în discute, evident. Dar ne-am bucurat foarte mult că a fost prezent cel puțin Direcția Finanță astfel încât, mă rog, sunt unele aspecte care sunt nu aspect sunt financiar, trebuie să direct de drumuri, dar sunt, nu, sunt lucruri elementare privind nomenclatorul bugetar. Atunci când de la un an la altul diferite categorii de cheltuieli, există cheltuieli capitale, există cheltuieli curente. Atunci când se realizează investiții capitale, reparații capitale, dar în buget sunt trecute la cheltuieli curente sau în alt ani la ceea ce numește, mă rog, sunt chestii destul de tehnice pentru uh, spectatori, dar dacă nu se respectă măcar elementarul asta, îți e greu să urmărești consecutivitatea, logica care se aplică an de an. Da? dacă nu se respectă măcar denumirile. Iată, eu vreau de să pornesc... Asta așa, că, așa, e un da. de genul ăsta, dar asta cumva uh, ne, ne indispune, pentru că dacă nu noi facem niște analize, le prezentăm publicului, se interesează mass media, unii cetățeni, dar dacă autoritățile municipale, direct responsabile, adică direcția, cabinetul primarului interimar cumva se interesează, unii consilieri municipali, deși mult mai puțin decât ne-am fi așteptat, da, s-au conectat la, la acest subiect. Dar direcția care nemijlocit mijlocit gestionează domeniul s-a arătat dezinteresată. Domnule Țorcan, mi-a plăcut o noțiune pe care a rostit-o domnul Pașa, spunea despre logică. Iată, pornind de la acest termen, vreau să vă întreb: fiecare dintre noi suntem martori, cred că zilnic, a unor lucrări. Noi le numim de reparații. În cazul acestui mese rotunde s-a discutat Mandelete care este specific cu fiecărui gen de reparație. Lucrări cosmetice care la prima ploaie sau în cel mai bun caz la anul viitor va trebui de revenit. Care este logica acestor lucrări în contextul în care fiecare dintre cei care ne vizionează ar zice decât să facem, nu știu, zic așa o sumă sau o, o noțiune abstractă 50 de kilometri Artificial facem 5 km calitativ care vor putea să ne servească pentru o perioadă de 20-25 de ani pentru că asta am înțeles că este termenul real de, de exploatare a unui drum. Dar noi eu cred că nu avem logică în aspectul ce, ce, ce ține spune de gestionarea de gestionare drumurilor de drumuri deloc. Pentru că dacă plimbați spre Chișinău vă vedeți că noi nu avem drum deloc pentru că în rus spun că da. я не знаю, у нас борьба с x группа продолжается я уже не знаю сколько времени. Вот во сколько вот мандат у нас есть с 2015 года. Вот с 2015 года мы боремся сначала с одним директором, потом с другим. Там меняется, ну то есть что-то вроде меняется в верхушке, а работа продолжается, точнее отсутствие работы, но продолжается. Вы видите, что сейчас происходит в центре. Опять же, я не знаю, это тяжело назвать ремонтом. Э -э, режут асфальт, э -э, закидывают сверху каким-то камнем, щебенкой, оставляют на несколько дней. Открывают опять дороги. Кам машины проезжают, развозят эти камни Дальше, разбивается дальше асфальт, то есть э, я абсолютно с вами согласен, что здесь нужно подходить к вопросу комплексно, и если мы уже беремся за ремонт дороги, у нас есть печальный опыт в ремонте, у нас есть Штефано Чаумари, э, бульвар, который якобы... У нас хорошего опыта нет. Да, вот, да. правильно, абсолютно правильно, хорошего опыта у нас, э, его не существует, есть, э, есть Олег Руссо, который тоже непонятно, приняли, не приняли, сдали, не сдали, проблема, не проблема, дорога есть, плюс-минус, там хоть не, не так все... Печально, я говорю про, 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 про как, всю дорогу, как на Штефана, потому что на Штефана проседает дорога, там уже ямы. Если вы пройдете прямо напротив Примарии, мы не раз понимали этот вопрос, прямо напротив Примарии, на улице в Лайку Паркалап, пересеченный со Штефаном Чулмари, напротив входа в Примарию, огромная дыра, и никто с ней ничего не делает. И это просто надо взять и носом э, туда тыкать директора экс-друпа. Să-și lenim Bulevardul cel Și mare. Până la urmă, dacă facem o incursiune sub aspect istoric, dacă nu-și trei ani. Au fost lucrările pentru bulevard. Mm -hmm. În total au fost chiar mai m mult, mult chiar mai De mult. la primele lucrări până la finalizarea, deși aici dau dreptate e, domnul Sărbastii. Până în ziua de astăzi, eu, de exemplu, nu știu dacă a fost dat în exploatare finală Bulevardul. Din câte înțeleg, nu. Primele intervenții s-au făcut pe rețelele subterane. S-au înlocuit țevi pentru termocom, pentru da. apă canal. A, și dacă vă aduceți aminte, erau porțiuni mari, mari pe trotuarul Bulevardului Ștefan cel Mare, a, care au fost decopertate. deci s-a scos pavajul, s-a acolo unde a fost asfalt, s-a tăiat asfaltul, s-au pus aceste țevi și a, a rămas așa. Deci, adică efectiv au fost a fost glod acest a, a, trotuar distrus ani de zile. De unul de porțiuni, mai mult de 3 ani de zile a fost stat așa acest trotuar distrus. De ce? De lipsa de sincronizare, planificare a lucrărilor. Dar aici intrăm deja în detalii tehnice. Dincolo de asta, există aspecte chiar mai mai generale. Din cât înțelegem noi, cel puțin nu ni s-a putut răspunde la lucrul ăsta. nu există o elementară fișă de evidență a situației fiecărei străzi. A, și ea este elementară, se scrie, strada care a fost construită în anul nu știu 1990, de da. exemplu, a fost reconstruit capital sau a fost construită de la zero. A, după care s-a făcut ceea ce se numește reparație mijlocie, adică în esență este înlocuirea stratului de asfalt. Da, Pentru că odată la 10-15 ani, de independență din, azi, de gradul de, de utilizare, schimbi asfaltul integral, nu porțiuni, nu peticeală, dar integral pentru că uh, el are un termen de exploatare. De ce este important să-l schimbi odată la 10-15 ani? Pentru că altfel, în fiecare an, porțiuni din ce în ce mai mari uh, din acel carosabil va trebui să le peticești, da? așa numită plombare. E, sunt străzi, iată, de exemplu, Centrul Istoric este chiar un exemplu foarte bun, care în proporții de peste 80% uh, constau acum din, din uh, petice de asfalt. Da, De exemplu, strada Vlaicupărcala pe care se află primărie este un exemplu extraordinar. Dacă o sens. să mergeți să vedeți, acolo este foarte greu să vezi care este uh, porțiunea originală de, de asfalt unde a mai rămas. Este foarte puțin. De ce? Pentru că odată la uh, 10-15 ani trebuie să schimbi tot și asta e mai ieftin decât să-l peticești în fiecare an. Numai că peticit în fiecare an, din ce am constatat noi, uh, deschide o flexibilitate foarte mare. Uh, domnul Țurcan a spus bine despre, sau mă rog, da. a menționat despre lupta între Consiliu și da. Exdrupă, numai că anul trecut, când s-a pus subiectul încheierii unui contract dintr-o singură sursă, prin întreținerea și reparația curentă a drumurilor din Chișinău, Consiliul a aprobat fără niciun fel de probleme contractul dintr-o singură sursă cu Exdrupă. Da? Și asta se repet an de an. Nici măcar nu s-a făcut vreo tentativă de a aduce a concurență în acest domeniu. Există aceleași mm. întreprinderi idilitate, există întreprinderi private care fie integral, fie pe porțiuni, Dar ar putea să, să, cu... să preia uh, da, cel puțin <coughs> o parte. Problema mare este în lipsa de. Deci, din start, acest contract între uh, direcții. Direcția Municipală Transport și Căi de Comunicații, care a fost împuternicită de către Consiliu și ex lasă foarte mult spațiu pentru riscuri de corupție. Se întâmplă în esență, vine ex drupo aduce o fai, noi am reparat strada Eminescu, semnați cei de la direcție semnează, care sunt șefii direct a celor de la ex da, asta deja e conflict de interes. Ei semnează că au recepționat câteva sute de metri pătrați de reparații, care au costat banii care scrie ex acolo, s-a semnat banii, s-au transferat o verificare independentă. Dar s-au făcut acele 200 de metri de drum sau nu s-au făcut, sau s-au făcut numai 50, nu există. Eu cred că la acest aspect noi mai revenim. Când Așa, avem lucru, cazuri lucru, când lucru, a fost planificat unul, dar au fost făcut pare, mai mult. Da? da, Pentru că dincolo de lipsă de capacitate, poate nu sunt oameni, nu sunt cunoștință, dar uh, noi avem temei rezonabil să credem că există și rea intenție. Adică această situație se menține pentru că asta înseamnă lipsă de transparență, lipsă de control, Uh, și bani foarte flexibil și ușor de manevrat, care într-un final Uh, mulți dintre ei nu excludem că nici nu ajung să fie cheltuiți pentru drumurile din Chișinău, dar da. ajung în buzunare cu doar. Domnul Țurcan, da. ați avut o replică către nu, eu, eu, colegul eu, de platou legat de ceea ce spunea de Da, uh, un de mână eu vreau să spun că despre ce noi vorbim dacă noi nu avem deloc strategie pentru dezvoltarea drumului în Chișinău Noi avem un, document, un singur document care a fost adaptat la dacă nu greșesc, în 2014, în Consiliul care a fost uh, Consiliul Vechi, uh, document uh, de dezvoltare a drumurilor în Chișinău 2014-2025, dacă nu greșesc. Uh, și dacă noi uh, ridicăm ac documentul, da. <laughs> acolo uh, scrie, cum rusă, ciornam pe, god, pe da, că, da, cașde got, центральные улицы до 2020 года должны быть, ну то есть они должны быть сделаны. Я абсолютно согласен с тем, что э, сказал э, коллега по поводу э, переделывания, скажем так, или латания этих дыр. Если посмотреть на мировую практику, есть так называемое причесывание дорог, это так называется в простонародье, когда приезжает, э, пере, проезжает по дорогам специализированная техника, э, проезжает небольшие углубления, зачищает делает Уровень выравнивает в один уровень асфальт и сверху заливается небольшой слой нового асфальта. Это а, помогает, с, с, избегать, да, с, с, помогает избегать ям. <говорот> или их, ну, то есть, залатывание, скажем так, в будущем трещины, трещины. расходы и так далее. То есть, это в все... Это, плыль, и мул, это следующий вопрос. То, что сказали, что есть очень много компаний. Я согласен, много компаний есть. Да. Есть, помимо x очень много э, опыта было у муниципалитета. И в этом созыве, и в предыдущих созывах, если вы помните, были контакты, контракты с компания Дельта выполняла работы. Uh, no, no, ah, это был субподрядчик. No, 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 Нет, no, no, это, друг, no, это, no, это другое. Если мы говорим о внутридворовых, скажем так, и вообще, ну, то есть второстепенных, ремонте второстепенных или там косметическом ремонте дорог, то здесь есть тоже проблема большая, где вот, то есть мы с этим сталкивались уже у нас очень много было интересных тендеров в премиарии за последние года. Кто даст гарантию того, что фирма... Которая придет, если выставляется открытый тендер, что приходит фирма однодневка, ну, скажем, или не, не знаю, с каким-то небольшим опытом, э заинтересованная сторона, у которых, ну, она новая, вот она готова взять на себя, дать там, не знаю, гарантию на 2-3 на года той той дороги. Где гарантия то, что она выполнит? У нас есть. Мы очень много раз обжигались. Э с, не, я не говорю сейчас про дорогу, не говорю про внутреннюю, У нас да. есть очень много примеров, когда растягивался срок. Э с, одной, с одного месяца растягивался срок до полугода, а то и до года. <связывается> потому что человек сказал, компания сказала, что она может выполнить условия тендера. А потом оказалось, что у них они не ожидали, что они выиграют. Это как бы это цитата. Они не ожидали, что они выиграют, поэтому они не закупили необходимое оборудование. Они сейчас его экстренно закупают. Такого же быть не должно. Мы же живем в современном мире. Пентру это абсолют Если ворба де в элаборарии каэтелор Pentru licitații, Correct. în proiectare. Deci, există deja un lucru devenit în Chișinău axiomatic. Acolo unde participă în au proiect, o să fie probleme. Da. Da? Pentru că se, se investesc destul de puțini bani în, în proiectare, nu se stimulează participarea companiilor private, inclusiv din afara Republicii Moldova, care ar putea să vină, dar pentru asta este nevoie de un proces de planificare bugetară, astfel încât Chișinău să devină, sau municipalitatea Chișinău să devină un client atractiv. Adică, expunem anul asta la licitații de proiectare în sumă totală de 3, 4, 5 milioane de euro, astfel încât companii serioase de psihotare să vrea să vină. 2. Avem un cadru bugetar pe termen mediu pe care îl respectăm. Adică, dacă noi scriem în anul 2018, că în anul 2020, vom cheltui 50 de milioane de lei pentru proiectări, pe atunci noi respectăm asta și nu uh, realocăm banii ăștia pentru altceva anul viitor. Tot adică trebuie să devii un client credibil. Revenind la chestii mai mărunte privind caietele de sarcini. De calitatea proiectului uh, elaborat depinde de caietul de sarcini, uh, inclusiv uh, calendarul de implementare a lucrărilor uh, și evaluarea riscurilor, astfel încât dacă compania care câștigă nu are echipamentele disponibile, contractul se anulează a doua zi. Mai mult ca atât, ei nici măcar nu sunt admiși să participe la Dar Asta nu sunt lucrurile de făcut pentru Consiliul Municipal. Da, în teorie poți elaborezi regulamente, chestii, poți fi super detaliate, dar nu așa se face, pentru că există prezumția bunului simț în implementare, care se prezumă că direcția trebuie să o asigure. Eu vreau să Domn vă spun Paja, că da, cât de mă că vă fi, întrerup, Dar spuneți-mi, vă rog, ne sigur cineva calitatea. Eu insist da, asupra deci, note. Calitatea trebuie să fie asigurată în baza contractului. Deci contractul, și aici chiar nu ai o problemă să atragi companii private, le plătești niște bani, care ei nu cer da. să-ți elaboreze un proiect, un caiet de sarcini și un contract foarte calitativ, nu ieftin. În schimb, într-un final, a, a să câștigi mult mai mult ca municipalitate, Consiliu, primărie, prin faptul că nu pierzi. Da? A, dacă ai tot e făcut ca lumea, o companie care, așa cum spune domnul Țurcan, nici măcar nu are echipamente și îți spune, spune, dar noi n-am crezut că -o, o să câștigăm, câștigăm da? a, nici nu este admisă la, la licitații. Sau dacă ei cumva câștigă și dacă într-o săptămână nu rezolvă toate problemele, contractul se anulează automat. Deci, nu sistemul de drept al aceste... Republicii Moldova permite. Legislația noastră în domeniul achizițiilor publice este una chiar, chiar foarte bună, dacă se aplică și ea lasă spațiu pentru creativitate, disciplină și capacitate. Dacă tu ai capacitate, dacă ai dorința da. să verifici ca să te asiguri să ai calitate, nimeni nu poate să te tragă sfoară și te poarte ani de zile cu lucrările. Sunt finanțări externe contractate, da, proiectul finanțat Constanța de BERD. din care s-a făcut Bulevardul s-a făcut așa numit, s-a cheltuit bani pentru Bulevardul Ștefan cel Mare, Negruțe, Ale Urso, Alexandrii. tot din banii ăștia trebuie să fac străzile 31 August, Ighina, Alexandru cel Bun, Columna, s-a făcut să parțial. Da. Deci nu, o, o secundă. Bun. Străzile astea trebuia deja să fie date în exploatare. Ele până acum n-au început să fie reparate străzile propriu-zis. Abia acum, și iarăși nu prea este clar în baza la ce tendere, și în baza cum s-au semnat contractele, se schimbă rețelele subterane. Deci noi doi ani în urmă trebuie să începem lucrările pe aceste străzi, noi și Chișinăul, ne mă refer, dar abia acum spun rețelele. Deci în mod normal rețelele astea trebuie să fie terminate trei ani în urmă. E adevărat, da. Domnul Țurcan. Я абсолютно с большинством вещей согласен. Оно все, как это работает, к сожалению, везде у нас в стране, все хорошо в теории, все правильно в теории, законодательство позволяет, э нормы да. и так далее. Но на де на то, что у нас происходит на деле, э вообще в отрыве от реальности это напомнили сейчас по поводу подземных переходов. И для тех, кто не знает, подземные переходы, большинство подземных переходов в Кишиневе не принадлежат Кишиневу. Они находятся в частных руках. Или у каких-то компаний в аренде. И Кишинев, ну, то есть муниципалитет, ничего не может сделать там. Я никого сейчас не защищаю. Мы просто поднимали этот вопрос. Мы приходили к людям и говорили: ну, то есть, и в дирекцию транспорта. Вы что вы делаете? У вас вообще практически есть пешеходные переходы подземные, где элементарно нет ступенек. Они говорят: да. ну, а мы ничего не можем делать. Это, это сделано в. Ну, то есть оно в аренде. И уже тогда, когда ты берешь точечно каждую вот берешь дирекцию, Берешь э, работников, показываешь им фронт работы, и вот здесь должно быть за, там, забетонировано, создать хотя бы иллюзию этих ступенек. Я к чему это все говорю? К тому, что у нас абсолютный хаос, который начался уже очень-очень давно. И мы сейчас, э, э, скажем так, поглощаем все то, что было сделано, какие сделаны были, э, на мой взгляд, бредовые абсолютно решения. И с точки зрения менеджмента, и с точки зрения того, как устроен вообще, в принципе, дирекция транспорта, потому что там есть очень много вопросов, и есть люди, которые там работают действительно, которые, и большинство из них понимают, что надо делать. Слава богу, сейчас, плюс-минус, там хоть, хоть какое-то наметилось просветление, потому что до этого, когда был там Гамрецкий, там кроме -то, его ничего не заботило, кроме 8-метровых потолков у него дома, к сожалению, и покупки нового самолета, который очень срочно надо на нем полетать. На сегодняшний день у нас есть проблема с абсолютно всем, что касается дороги. С дорожным покрытием, с тротуарами, с, <говорит> с... с... Слив... Со сливами. На Штефан Челмаре, то, что вы у упомянули, <говорит> когда поднимали ливневки, если телезрители, я думаю, вспомнят, что делали с этими ливневками, большинство из этих ливневок их не прочистили их просто подняли большинство из них вообще э, просто зацементировали и положили сверху ливневку на мой вопрос зачем потому что так было потому что так было по проекту ну то есть это я извиняюсь но тут то есть в голове у людей полный кисель потому что ну, ну, зачем ты ставишь эту ливневку если она никуда не стекает и собирается потом вода, потом у нас есть проблема с Албешарой, куда вода не стекает вообще никуда. Да. В лучшем случае вода не может стекать, потому что не никто не чистит. Никто не чистит. Чист. No, проблема... Оно должно, no. оно должно no. уходить в канализацию. Это все должно, должно no. работать no. слив. Канализация по принципу, ну, по Аттенстра до Албешарас с скурга апа, потому что невелу рулу и бык, и кадис скурди дени жуматати дикиш, маймуди то вода растет на более высоком уровне, чем Я говорю сейчас никогда uh, полностью no, затапливает, this... я говорю про какие-то точечные лужи, которые появляются на ливнях, которые должны справлять. Ну, то есть, Альбишара же не вся полностью. Uh, есть кусок, no, который, this... например, возле атриума торгового центра, есть который кусок asta, там. Это физика элементарная, потому что вода просто-напросто не может, то есть, не имеет способности, в первую очередь, для абсорбции. suficientă canalizarea pluvială în zonele problematice. Și doi, problema cea mai mare sistemică din Chișinău este că această apă se scurge simplu în râul Băc și la o ploaie cât de mică, nivelul de apă în râul Băc se ridică mai sus decât gurile de scurgere. Da, apa din Bâc se ridică prin canalizare și nu invers duce la vale. Și asta de acum mai fizică elementară de aplicare. Capacitatea de absorpție din cauza construcțiilor a, haotice. Da, pur și simplu, acolo unde înainte era pământ, sol deschis, care are o capacitate mare de absorpție a apei, s-a betonat, s-a asfaltat, s-au construit casă, blocuri, să ne da, scurge da, da, la vale. De fizică sunteți, elementară. Sunteți adeptul că, nu știu, aceste uh, fântâni sunt toate funcționabile pentru că chiar și în zona de centru, chiar și în telecentru, când plouă vedem că nu funcționează bună dintre ele. Nu toate, dar majoritatea dintre ele totuși își fac datorie. Altceva este că în timpul reconstrucției multe drumuri, așa cum s-a menționat, unele pur și simplu se acoperă, altele se plasează pe puncte înalte. Modelul de canalizare pluvială din Chișinău este foarte, în primul rând, ineficient și învechit. Există o chestie elementară, canalizarea pluvială trebuie să aibă capacitate mare de absorpție și locul canalelor de scurgere nu este sub carosabil, este sub trotuare. Da, și drumul trebuie să aibă o mică înclinație spre trotuare, unde apa se lovește și se scurge. Sunt și lucruri de fizică elementară, dacă vreți, și de planificare urbană. Problema canalizării pluviale este enormă. Deci să o rezolvi calitativ în Chișinău costă foarte, foarte mult. Uh, inclusiv din faptul că s-a lăsat să se amplifice problema. În timp sovietic, când s-au proiectat multe cartiere sau s-au reproiectat uh, multe da. dintre ele uh, porțiuni de canalizare pluvială sunt uh, construite în perioada interbelică și își făceau uh, mă rog uh, funcția. În timp sovietic Marea majoritate dintre ele își făceau funcția, dar presiunea pe ele pur și simplu a crescut foarte mult. Pentru da. că la noi se construiesc cartiere întregi fără să rezolve probleme cum este această canalizare. Plus, se construiește într-o veselie deasupra la gurile de captare a apei, dar pentru asta autorizații de același ex-drupă. Eu aș vrea să mă a, întorc un pic la a, problematică. De unde se ia ea? Ați menționat că era rău pe timpul fostului director Gamretschi. Admitem bine, cu siguranță nu, mai, nu era. Numai că a, actualele persoane din conducere, direcția, ex-drupă, sunt aceiași oameni vechi tot din direcție. Eu știu. A, sunt aceiași oameni plasați în alte funcții a, și să te aștepți de la ei la o atitudine total nouă, mie mi se pare un pic... Eu am spus că trebuie, trebuie prea un, 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 un manager care e puternic. Da, Asta și e. în același timp, nu, -avem. eu cel puțin m-aș fi așteptat ca în perioada da. numirii acestor persoane, care au fost numite a, astă primăvară, toamna trecută, de primarul intermar Silverado, să există cel puțin o a, opunere a, majoră din partea Consiliului, la toate fracțiunile mă refer aici, pentru că era foarte ușor de preconizat care vor fi urmări. Acum revenind pe... Țineți parte... minte gândul ca da. să aflăm și punctul de vedere a domnului Țurcan. Domnul Țurcan, iată, noi discutăm despre drumuri, discutăm despre calitatea asfaltului, dar prea puține ori am fost martorul discuții axate pe ceea ce se numește infrastructură pietonală. De deci ce noi ignorăm fenomenul ăsta? Pentru că parcurgem în fiecare zi străzile Chișinăului și ne confruntăm cu același lucru. Nu avem pe unde trece А проблема паркирования, стеши и ауна, форте, строгиента, да, врьао си не оприма супракалитети и си а супрачечи инфраструктура пешехода. Тут вопрос, опять же, это то, о чем говорилось. У нас до сих пор нет генерального плана строительства. О чем мы можем говорить, если у нас нет в городе, ну, то есть формально их нет красных зон. В любой момент, даже мы возьмем Штефана Челмари. Пройдите по Штефану. Каждый экономический агент Считает должным перед своим там, магазином или еще чем-то поставить там, тротуарную плитку. Как это повелось у нас в городе, это обязательно должны быть разные тротуарные плитки. Потому что если это будет единый какой-то ансамбль из одного цвета, будет беда. Нельзя, так что было как у соседа. Потому что должно быть лучше. Это, это, это уже это народное. С другой стороны, у нас был проект, когда по Штефану, если помните, ну, то есть полностью меняли асфальт, делали дорогу, сажали деревья, был, был проект замечательный о том, чтобы перенести все, всю коммуникацию сверха, ее спустить вниз, для того, чтобы сделать, скажем так, более привлекательным образ города. Как, опять же, это у нас традиционно, это осталось только проектом, ничего э, по иногда непонятным причинам, почему проект вроде бы запускался, потом он отменялся, потом непонятно он трансформировался. Как уже было упомянуто, деньги перетекали в нужные на тот момент э, какие-то другие проекты. И так это у нас все как-то вот забуксовало и не двигается. У нас на сегодняшний день есть огромная проблема, помимо дорожной, то, что это тоже входит в дорожную инфраструктуру и парковки, которые вы упомянули, да. есть еще одна очень большая опасность. У нас сейчас модным стало строить не просто один дом, а строить комплексы. Вот там есть некоторые комплексы на 15-16 этажных домов, на 10-15 этажных домов и так далее. Вот самое интересное, что этим застройщикам можно задать вопрос а – вы парковку где вы будете парковать? А yeah, они даже не задумываются, потому что им это, это им выходит дороже. У них даже не Все, нет, нет, абсолютно не, предусмотренные дворовые территории под парковки. И мы, если мы будем продолжать, не дай бог, такими темпами развиваться, во-первых, Кишневе не останется э, пустого места, я уже боюсь, я просто живу на Ботанике, и я боюсь представить, что через каких-то лет 5-10 мы останемся полностью без парка, который вот Виадук, он начинает потихонечку застраиваться по бокам. С одной стороны появились дома, с другой стороны сейчас появляются дома, и так это все глубже глубже перетекает в парк. И при постройке домов и справа, и слева он, мы попадаем в очень странную ситуацию, потому что если я сейчас про, про, про Виадук, это отдельная вообще история. Э, мы

Calculat la maximum acel dar număr am, de cetățeni care locuiau acolo 10 ani în urmă în Toate blocurile care s-au construit și culmea este că sunt în construcție mult mai multe Nu au niciun drum de acces către niciun sector a orașului Și acolo se construiesc mii, zeci de mii de apartamente I, 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 Și problema zi, asta deja se vede, acolo I, nu poți intra, nu poți ieși Asta în această istorie, așa că acum să Да. Или что-то с ней сделать. Это то же самое, что происходит, например, на 31 августа, когда были там гениальные идеи у некоторых товарищей э, расширять дороги в Кишиневе. Где? Объясните мне, где. У нас, у нас тротуаров нет. Посмотрите, я сейчас не хочу, я не ухожу в политику, но просто посмотрите, что происходит э, в Москве. Это очень, очень отличный пример того. С дорогу не расширяют, ее сузили. И, да, Тверскую остались, с, с, сузили с, для того, чтобы сделать, сделать для людей доступ нормальный, чтобы люди могли ходить. И в, в большинстве европейских городах дороги сужают. Центр ограничивают от движения автомобилей и транспорта. Пытаются каким-то образом сделать больше э, каких-то пешеходных зон. У нас здесь есть пятачок там, 7 на 8, в теории все, здесь помещается четырехэтажный дом. Четырехэтажный или десятиэтажный, если чуть больше. Eu vreau să vă întreb, iată, dacă ar fi participat, nu știu, un ecologist la această discuție a noastră, la sigur ar fi spus că fluxul mare de automobile din capitală constituie o problemă și, de fapt, ar trebui să fie descărcate aceste artere. Absolut. I eu vreau <coughs> să, să, ajungem în albe altui, aspect. Iată, nu știu, dacă eu de mâine mă decid ca să vin cu bicicleta la serviciu, ca să nu utilizezi automobil personal sau transportul public, eu, am această posibilitate a circula pe străzile Chișinăului? Pe străzi este foarte greu. Chișinăul este extrem de nepreetenos pentru bicicliști, încă în perioada uscată a anului, putem da? să spunem așa, cumva mai circul. Cum vin ploile, zăpezele, deci asta trebuie să porți după tine ce puțin în de schimb. Nu mai vorbim despre faptul că este periculos, da? Pentru că nu Dar există. Dar unde sunt pistele? Nu pentru că există nicio pistă, da? Adică, mergi prin traficul de uh, mașini și transport public, uh, asumându-ți toate riscurile de uh, sănătate și pentru viață. Deci, nu există. Da, există, o uh, fost o pistă care în. Da, la, trotuar, la circ, da. Pe, trotuar pe trot, și da, merge da. spre și o, la, la circ, cere până înapoi, Care până până dădea tot de modă, tot dea stâlp și pe proporții de pistă și jumătate pe ea, tot, tot, pe ea, pe acea pistă, erau făcute tot de direcția transport, locuri de parcare pe trotuare. Deci o aberație, o bătaie de joc. Deci asta se întâmplă atunci când oameni lipsiți. Nu doar incompetenți, dar și lipsă de bun simț, care nici măcar nu-și pun întrebare de, de, ce, de ce o să iasă, că aici nu-ți trebuie mare competență să-ți dai seama că asta este greșit cum s-a făcut. Deci, în documentele municipale nu apare transportul alternativ. Da, și aici deja nu mai vorbim doar de biciclete. Toate orașele din lume trec treptat la acest transport electric din mic capacitate. Da. Trotinete, motorete, da, electrice, de ce care sunt ecologice. A, și ocupă și puțin spațiu și sunt destul de rapide, sunt confortabile. <coughs> și nu cu asta e, e, este foarte greu. A, în bugetul municipal, în programele municipale a direcției, de exemplu, privind întreținerea infrastructurii, tot ce înseamnă infrastructură pietonală nici măcar nu apare nicăieri ca un capitol sub capitol separat. Adică, în mod normal, de puțini bani care sunt și aici sunt... Sunt de acord că totuși sunt puțini bani în Chișinău pentru drumuri și străzi an de an uh, Trebuie să existe o proporție clară an de an, puțin până nu redresăm uh, situația Pentru trotuare, elementare Mai departe, s-a vorbit despre uh, agenții economici privați Care, bine că mulți dintre ei totuși își fac în fața casei Mai mult ca atât, au fost mai multe situații când un pavaj foarte calitativ făcut de un agent economic privat a fost scos și, de exemplu, pe strada Alexandre, și deasupra a pus un pavaj oribil de către municipalitate. Și nici măcar a, conexiunile, da, au lăsat groapă între două a, porțiuni de pavaj, măcar nu le-au stupat normal înapoi, nu știu, măcar cu beton. A, deci, și asta este chiar a, de atribuția Consiliului. Deci, să elaboreze un astfel de regulament, să-l aprobe în Consiliu, cu design stradal, măcar pentru pavaj, Dar care se obligă răbuna, agenții economice să-l pună, economic. să aibă dreptul să pună doar astfel de pavaj <hânt> și atât. Și poate să o pună cei de la direcție, poate să nu să o pună, Consiliul are libertatea, dacă nu are capacitatea să o facă, să prevadă bani în buget pentru a contracta specialiști din țară, de psihotare, nu contează, să elaboreze un astfel de document și să-l aprobe. Și toți o să fie obligat să îl aplice. De la direcции, care Тут я, care... вами, okay. я даже продолжу эту мысль, развиваюсь, что yeah, это не знаю. Yeah. Uh, ну, мое мнение, yeah. я сейчас не озвучиваю мнение там, ни, ни фракции, ничего. Yeah. Ну, то есть, на мой взгляд, правильным, как это работает, например, в большинстве стран и там, городов, если uh, вообще появляется такая ситуация, что экономический агент за свой счет что-то делает, его нужно с точки зрения муниципаль чем-то поощрять. То есть этот э, случай, я примерно даже понимаю, о чем э, говорите с, с Александрией, э, со снятием нормального дорожного покрытия. Оно правда нормальное. Это делается для чего? Для того чтобы в галочке, вот в этой э, листочке бумаги, поставить подпись, что что-то было сделано. А как это сделано? Diefizie, äh, да? äh, каким no. образом, no. сколько потрачено, и, и зачем, и какой материал, это никто не проверяет, потому что это никому не надо. Я сейчас не хочу выступать в роли человека, который постоянно там все критикует и говорит, что не все, все плохо, и в этом виноваты все, кроме нас и кроме там, того вот этого совета, который сейчас пришел. Абсолютно нет. Это все исходит из того, если бы наши зрители и вы посмотрите заседание муниципального совета, из-за чего происходят у нас постоянно какие-то скандалы, не знаю, там, крики и так далее. Происходит из-за того, что когда предлагают проекты социальной направленности, люди не хотят за них голосовать, потому что их интересуют приоритетно вопросы, которые касаемо земли, вот что на сегодняшний день интересно, миллионов были на и сумма? Это большая сумма Я не берусь оценивать. Я не специалист в оценке много это или мало, хватает, да. не хватает. По-видимому, то, что происходит в городе, не хватает. Должны прийти специалисты. Я даже тут согласен на какой-то, не то, что согласен, на международный аудит какая-то компания, чтобы пришла и провела полный аудит вообще, в принципе, при Марии. Я не говорю, что только про дирекцию транспорта. Я думаю, там много интересных вещей появится. Но надо отдать должное. На сегодняшний день начали ремонтировать внутридворовые территории. Есть очень много дворов в Кишиневе. Ну, то есть, как много. Ну, на сегодняшний день там цифра около десятка дворов, где... Больше. Ну, я говорю, на сегодняшний день, которые прям, ну, то есть делают да. сейчас. Дворы, где полностью меняют асфальтное покрытие. Я был на трех, я вам скажу, опять же, никого не защищая, никого не, не, не критикуя, нормальный асфальт положен. Вот я был на Рыжкановке, на Штефан-Челмаре 3 я был недавно, нормальный асфальт, он ровный, что важно. Без каких-то прерывистых линий, как это у нас обычно бывает, квадратиками ремонтируют. Все сделано плюс-минус хорошо. Посмотрим, насколько это выдержат, разговаривал с рабочими, сказали, что, что, что не, не очень плохой. Deci au o gradație de bune, bune, bune și bune. Să vedem ce Colegii dumneavoastră, iată, și în cazul acestei mese rotunde, au făcut referire la ceea ce se numește și amenajarea curților. Răgea ne spune că mai avem aproximativ 4 minute la dispoziție. Vreau să aflu ce ați constatat, cum stăm noi la capitolul amenajarea curților și după aceea voi trece și la, la fel. Celălalt. La fel cum este situația a, străzilor din Chișinău, a trotuarelor. Din păcate nu s-a dus și nu se duce o evidență a, anuală, măcar o dată pe an, să facă o minimă inspecție, să vadă care este starea acelei curs că în ultima dată a fost asfaltată integral și dacă o să ducem o evidență măcar a lucrurilor astea, o să ne fie foarte clar când și cât trebuie reparată. Este bine că se intervine a, specialiștii de la x -Drupo, cunosc cum trebuie de reparat, cunosc ce fel de materiale trebuie, problema nu este în, în specialist, problema este în administrare. Alta este problema, uh, bine, eu nu am dubii că uh, suprafețele aprobate se respectă în, caz, în cazul acestor curți. Ați spus despre 125 de milioane, dintre astea 77 de milioane sunt cheltuite pentru reparații curente a străzilor și drumurilor de acces către, străzilor din oraș și drumuri de acces către suburbii. Uh, ni s-au promis în luna martie 900.000 de metri pătrați reparați Ce de la ex grupă uh, și de la direcție spuneau că banii ăștia o să ajungă pentru jumătate Silvia Radu spus, spunea că o să ajungă pentru toți 900 Dar spuneți că în final această făcut masă rotundă ați ma, la o suburbie care și-a programat mai puțin, dar a făcut mai mult uh, Cum? Nu și-a programat suburbia a programat da. uh, uh, în programul aprobat de către primărie în luna martie, erau aprobate reparația 700 de metri pătrați, drumul de acces către satul Bubuieci. Da, la el și în referire. În satul Bubuieci a venit în vizită domnul deputat Constantin Tsuțu și a promis că până la hram să face drumul. A venit și a făcut o cerere la primărie și în mod magic s-a schimbat programul municipal. Apropo, el cum a fost aprobat în martie și publicat pe site de atunci, nici o modificare nu e publicată până în ziua de astăzi. Și s-au făcut 8000 de metri pătrați de drum deja de acces pentru pentru că a promis domnul Deputat Țuțu care face parte din partidul de guvernare care anul ăsta a cheltuit 1 miliard 600 de milioane pentru programul guvernamental numit drumuri bune, dintre care bani Chișinău nu a venit niciun bănuț. S-au dus doar bani în raioane, în localitățile rurale, <coughs> da, și ce este important că din aceștia 1,6 milioane, vreo 75% din uh, acești bani, ăsta sunt impozite și taxe plătite în Chișinău. Și Chișinău nu a primit nimic. Uh, lucru care nouă ne spare absolut ieșit din comun. Cel puțin este inechitabil. Noi nu cerem să ne dați în Chișinău tot atât cât plătim. Da, este clar că trebuie să susținute regiunile rurale, dar nu poți să nu dai nimic. Pentru anul 2019 este planificat uh, programul Drumuri Bune 2, deja cu 2 miliarde de lei. Astăzi, din câte am înțeles, deși avem confirmarea că cei de la Ministerul Economiei au spus clar că pentru Chișinău nu vor da niciun bănuț nici anul viitor. Adică, da. domnul Constantin Suțu și cheltuie bani uh, municipali, dar ei în Chișinău nu dau nimic. Și aici vreau să fac un mic anunț pentru spectatori. Scort avem trecem, o da. petiție elaborată către toți chișinăuienii, strângem semnături, și ne adresăm guvernului, guvernării, ca anul viitor să aloce măcar 400 de milioane de lei. и для кишинева по поводу aia, по поводу дорог по поводу ремонта у нас uh, по поводу марта и всего такого это были истории когда uh, tu, опять же тут очень волшебным образом запустился раньше чем было положено асфальтный uh, завод который тут, ну, асфальтный завод в кавычках, понятное дело, который функционирует в Кишиневе, который делает дорогу для Кишинева, и по, по распоряжению, по указу тогда Сильвии Раду, все дороги начали в Кишиневе одновременно ремонтировать. Да, да, ее сразу дорогу... дорогу... с курт, две ла... секунды. Курт. Эту, эту сейчас к дворам вернемся. И да. все помнят чудеснейший ремонт, опять возвращаясь к Виадуку, это просто, это... Uh, ну, поэзия то, Кураты Не было. только в виадукт. Это было по всему городу не, когда ну, виадук... с, с, Сначала рыли, оставляли да. на неделю-полторы Эти потом... ямы потом возвращались было Все и чудесно и... и это потрачено было Уйма денег на это все. Я вам больше что скажу. Тогда задействовали, никто там особо кроме нас внимания не обращал, что кроме X-Drupa задействовали кучу опять же частных компаний, которые проводили ремонт. И ремонты. частных, и районных да. дорожных Всех компаний. Всех стягивали. Ну, я говорю, тут это делалось больше для пиара, нежели для того, чтобы в Кишиневе что-то появилось. Направлено на выбор. Да. Да. Но нам обещали 900 тысяч, а в итоге мы имеем на да, дороге хуже, чем в прошлом не году. не куртили. Я говорю, я уже сказал, что во дворах у нас есть огромная проблема со дворами, с проездом, скажем так, вот с вот съезда с главных дорог во дворы есть районы, где совсем печали грусть. Опять же, сейчас плюс-минус, насколько я знаю. То есть, то, что показывают, то, что мы делаем запросы, обращаются граждане с петициями, проводим приемы. Вот обратились ко мне, ко мне лично обратилось семь человек по четырем адресам из семи. Мы сделали косметический ремонт дороги. Были ямы по 15 сантиметров. Слава богу, сейчас ям этих нет. Хоть сравнялось с тем асфальтом, который там был. Надо, надо. Тут вопрос две секунды. Вопрос здесь в том, что тут зависит не только все от э, дирекции транспорта. Если муниципальные советники начнут все работать и все думать о том, что вот есть у нас есть, там не знаю, в бюджете деньги есть. Вопрос, ну то есть я имею в виду, что они существуют. Нет такой У -у -у. истории, что там мы ушли в колоссальный минус. У нас вообще там люди ходят в управление транспорта, голодают, э, в экс едят асфальт э, и запивают да. ее мазу. Там такой ситуации нет. Можно что-то делать на данном этапе для того, чтобы мы сейчас придем в зиму. И если эти ямы сейчас с, с ними ничего не сделать, зимой будет еще хуже. После зимы, точнее. Он из курта, что ответить по Я знаю, что вы в этой что касается электроника. в разных эмиссиях. Скажите, пожалуйста, когда мы будем иметь пункт. Я вам не скажу, когда, да. <laughs> потому что все, все сроки, которые у нас есть, они все, опять же, ты да, инструментируешь. Я надеюсь, что да, я надеюсь, что мы до конца 2018 года запустим наконец-то процедуру тендера, потому что уже пути назад у дирекции транспорта нет, подписаны все бумаги, туда даже, слава богу, у меня услышали, включили даже гражданских активистов в эту группу, и мы плюс-минус хоть каким-то образом будем действовать в рамках транспарентности там. Да, мы на pentru mulțumesc prezența pentru în studio și pentru mulțumesc. explicațiile pe care le-ați oferit. Eu vreau să mai obțin promisiunea că mai dați curs invitații noastre, pentru că nici o jumătate din ceea ce ne-am planificat să discutăm astăzi nu am trecut în discuție. Stimați telespectatorii, vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă în fiecare seară de marți și joi. O seară bună!